sute. Manageriez acest club de aproape 26 de ani, în care, deci partea după Revoluție. În club am intrat prima dată acum 31 de ani, când eram student. Ca să vin cu ceva nou, ce s-a întâmplat legat de activitatea cluburilor din România, după evenimentul colectiv, care a avut tragedia din colectiv, care a avut loc în anul trecut, toate cluburile din România, inclusiv cluba, am avut probleme și foarte multe controle în urma tragediei. Au fost promulgate foarte multe legi în foarte scurt timp, cum au afirmat și Doru și Cristi, legat de bulina roșie. Ce s-a întâmplat cu bulina roșie? Ca să eliminăm, da, în ultimele 6 luni, am muncit foarte mult în a demonstra că imobilul din Blănar, numărul 14, n-a avut nicio legătură cu lista care era pe site-ul Primăriei Capitalei. De fapt, în anii 90, autoritățile au pus foarte multe clădiri pe listă fără să fie expertizate. Cum s-a întâmplat? Deci toate clădirile care au fost construite înainte de anul 1940 au fost trecute pe acea listă. Eu, ocupându-mă de la începutul anului 90 de acest club, știam foarte bine care erau actele în arhiva primăriei, dacă a fost făcută vreo expertiză. Deci nu a fost nicio expertiză făcută, astfel încât am contestat acea listă, am câștigat, am făcut o altă expertiză în care a durat 6 luni, în care autoritățile au trimis-o de la primărie la Ministerul Industriilor, fostul MLPAT. Fostul MLPAT a trimis-o la ISDC și într-un final acea expertiză făcută de noi a fost certificată și am fost șterși de pe acea listă în care era trecut imobilul, deci cu bulina roșie. Deci să eliminăm, deci cluba va funcționa în continuare în o oază culturală, da, de-a lungul celor 47 de ani, în care s-au lansat foarte multe din vedetele folcului și rockului românesc.